Efectele curentului electric în fizică, chimie, biologie și tehnologie este unul dintre cele 8 proiecte premiate cu 8.000 de lei de fondul Științescu Mureș. Proiectul aparține elevilor gimnaziului Augustin Maior din Reghin. Elevii au fost foarte impresionați de experimentele efectuate. Proiectul a început în luna decembrie și în fiecare lună am desfășurat câte două activități privind efectul termic al curentului electric, efectul magnetic, efectul chimic, influența curentului asupra organismului uman și aplicații ale lui. Le plac experimentele, sunt pasionați și sperăm că prin materialele procurate în cadrul acestui proiect să îi facem să studieze mai mult științele exacte. Suma câștigată a fost investită pentru achiziționarea de materiale didactice cu care elevii să poată efectua activitățile practice din laborator. Recent, școlarii au efectuat și vizite de practică la diferite companii din județ și au luat contact cu tot ceea ce reprezintă știința în lumea reală. La nivel de județul Mureș au fost 30 de proiecte, s-au câștigat 8 proiecte, în general în valoare de 8.000 de lei, în care privește dotarea laboratoarelor cu materiale, organizarea unor vizite în întreprinderi să vadă. Chiar ieri am fost într-o vizită la Facultatea de Medicină, Laboratorul de Chimie Analitică, unde un cadru universitar le-a făcut câteva experimente. Am vizitat combinatul Azomureș și termocentrala de la Iernut cu aplicații ale curentului electric în practică. Fondul Științescu Mureș este o inițiativă a Fundației Comunitare Mureș în parteneriat cu Romanian American Foundation și finanțatori locali, prin care se dorește încurajarea pasiunii pentru domeniile STEM, știință, tehnologie, inginerie, matematică în rândul copiilor, prin implicarea profesorilor, părinților, antreprenorilor și angajaților din companiile din județul Mureș, interesați să transmită frumusețea științei către cei mai tineri membri ai comunității. De asemenea, se dorește ca elevii să descopere că științele sunt interesante, atractive și incitante și să înțeleagă utilitatea noțiunilor învățate în diferite contexte cotidiene cu care se confruntă și care să vadă partea practică a științei.